Printre expozanții ediției din acest an a Târgului Agromalim s-a numărat și societatea Agromcom din Sân Georgiu de Mureș, specializată în comercializarea de echipamente zootehnice, adresată în special micilor fermieri. Firma oferă consultanță în agricultură, formare profesională și prestări de servicii. Am venit la Expo Arad împreună cu societatea noastră comercială Agromcom SRL din Sân Georgiu de Mureș, o societate pe care am creat-o acum 10 ani. Demersul a început în urma unei cooperări România-Elveția, care a susținut până la intrarea României în Uniunea Europeană un centru de instruire în agricultură, sub forma unei asociații, iar împreună cu partenerul elvețian am creat societatea comercială care, în primul rând, promovează mica tehnică pentru agricultori. Și asta a reieșit ca un soi de necesitate, pentru că în timpul sesiunilor noastre de instruire, a cursurilor, a seminarilor, oamenii își puneau problema, în regulă ceea ce ne spuneți, dar de unde le putem procura, cum putem să le folosim și așa mai departe. Și atunci ne-a venit ideea de a crea această societate comercială. Pentru a promova și tehnici mai, să spun, deosebite la acel moment, pentru a înțelege cum funcționează diferitele scule, mici utilaje, instalații, am început sesiuni de seminarii și de asemenea de demonstrații practice. Lucrul ăsta, în special în timpul iernii, deci din toamnă până în primăvara de vreme, ne deplasăm în sate, în comune, în locațiile unde agricultorii desfășoară activitatea și realizăm demonstrații de cornat, de curățat ongloane, de întreținerea și exploatarea aparatelor de murs și așa mai departe. Prin implicarea societăților conduse de Tiberiu Ștef la inițiativa Federației Oierilor de Munte, ciobănitul în zonele montane a devenit o îndeletnicire recunoscută oficial în România, fiind introdusă anul trecut în nomenclatorul meseriilor. De vreo 3 ani de zile avem un parteneriat cu Federația Oierilor de Munte de la Bran, cu care am reușit să introducem 4 ocupații noi în clasificarea ocupațiilor din România, iar 2 dintre ele chiar în nomenclatorul calificărilor. Și aici este vorba de oierul montan, crescătorul de oi montan, cioban montan și baș montan. De ce aceste ocupații, care toate sunt de nivel calificare 2, iar oierul montan de nivel calificare 3? Pentru că e o ocupație și nu spun că ar fi singura, dar a fost o ocupație care nu era recunoscută de statul român. În primul rând, oamenii, neavând posibilitatea nici să probeze competențele pe care le au și apoi să beneficieze de faptul că pot fi angajați sau pot să-și administreze o exploatație. Și aici mă gândesc în special la ceea ce va urma din 2014 până în 2020, următoarea planificare a politicii agricole comune, și sper ai noștri să o negocieze, nu să facă ce au făcut la anterioara programare, în sensul de a promova ocupații și tradiții specifice nouă românilor. Pentru că, sigur, am mai avut și întrebarea de ce oier montan și nu oier de câmpie sau de șer sau mai știu ce. Pentru că oierul montan are anumite specificități ca ocupație, își desfășoară activitatea la altitudini mari, 1100, 1200, 1700, chiar la 1800 de metri îi întâlnești, cu toate vicisitudinile care derivă din lucrul ăsta. Vezi lipsă infrastructură și aici mă gândesc la drumul, la apă, la curent electric, practic activitatea mare a majoritatea se desfășoară manual, desfacerea se desfășoară mai puțin organizat, sigur, sunt anumite excepții, cum ar fi prin Bacău, prin Bistrița Năsăuri, prin Brașov, unde asociațiile, componente ale acestei federații a oierilor de munte și-au atestat produse tradiționale și e o ocazie mare și importantă pentru ei, pentru acea valoare adăugată pentru produsele pe care le obțin. Trebuie să vă spun că, din cunoștința mea, cred că suntem singura țară care are standardizate aceste ocupații specifice pentru oieritul montan.
pentru că sunt diferențe foarte mari. De multe ori auz cioban, da? Noi pe cel care stă în preajma oilor îl face în cioban automat. Ciobanul nu e altceva decât un îngrijitor, da? Baciu este acel procesator. Deci sunt elemente pe care ei le știu deja în bună parte, sunt altele care trebuie să le cunoască, și mă refer la, știu eu, elemente de protecția mediului, de norme de protecția muncii, PSI, legate de igienă, legate și de alte tehnici de prelucrare a laptelui, pentru că la noi produsele lactate nu sunt produse finite, da? Deci cașul de oaie nu e un produs finit, el e un produs intermediar pe care îl putem păstra dacă îl amestecăm cu sare sau, știu, îl băgăm în congelator, dar altfel el nu rezistă. Ceea ce vedem afară, în schimb, vedem produse finite, procesate, care pot, le poți păstra în condiții, știu, de o minimă igienă la o temperatură a unui pivnițe ani de zile. Da? Deci sunt diferențe. Aceste lucruri se pot învăța. Suntem acum în curs de a pregăti și lectorii, pentru că din experiența noastră, lectorul care nu știe să facă ceea ce spune, nu are credibilitate în fața crescătorilor de animale. De altfel, trebuie să vă spun că eu am participat la un stagiu la o stână montană, Munții Ronnei, chiar pe vârful ala, unde am trăit alături de oieri, am văzut cum se organizează și trebuie să vă spun că am un sistem de organizare aproape militaresc. Program deșteptare 4 jumate, stingerea în jur de ora 12 noaptea, 1 dimineața. Deci oamenii au acumulat atâtea competențe și știința de a exploata o stână de nivel la nivel de zonă montană, încât ar fi mare păcat lucrul ăsta să piardă și să nu putem transmite mai departe. Sigur, structurat, ținând cont de ceea ce se cere astăzi, de normele Uniunii Europene, și făceam referire la noua programare 2014-2020, acolo sunt, din câte am citit eu, trei direcții foarte mari, da? Deci, demersurile comunității, a indivizilor, pentru proiecte, pentru programe și așa mai departe, vor fi orientate către forță de muncă, mediu și inovare. Da? Deci, de acum, demersurile noastre trebuie să demonstreze câte locuri de muncă creează, dacă suntem în stare să angajăm șomeri, dacă avem demersuri privind incluziunea socială, dacă vorbim de mediu, ce demersuri facem pentru protecția mediului, ce energii regenerabile putem pune în valoare, da, sau de inovare, soluții noi la probleme vechi. Provocările astea care ne așteaptă de acum, și sper să fi învățat ceva din ultima programare 2007-2013, ne obligă să regândim un pic, inclusiv programele de formare, inclusiv ceea ce facem noi aici sub formă de comercializare. Pe noi, ca instituție, ne ajută o bună parte să funcționăm atunci când nu avem alte proiecte, știu, cu finanțare europeană sau al altor entități, dar ne țin tot timpul în priză, pentru că oamenii pun întrebări, oamenii sunt curioși. Pentru fermierii care doresc să crească animale în sistem ecologic, SC Agromcom comercializează, printre altele, garduri electrice, articole și dezinfectante pentru mulți mecanic. Sunt mai multe tipuri de sisteme de gard electric, ele pot fi alimentate de la baterie, de la acumulator, în funcție de unde e dispusă exploatația. Deci în vârful muntelui putem folosi garduri electrice cu alimentare cu celule voltaice. Sunt de diferite puteri în funcție și de specii, pentru că pot fi folosite la cai, la vaci, la oi și pentru animale mai mici, și lucrul ăsta trebuie să-l faci corect. De exemplu, trebuie să fii foarte atent să nu ultima liță de jos, să nu atingă iarba, pentru că se pierde foarte mult din puterea generatorului.
lucrul ăsta i-am învățat pe ai noștri, costul acelor demonstrații. Trebuie să vă spun că noi l-am promovat prin 2004, gardul electric, la vremea aia nu prea era cunoscută în România. Și țin minte că primea telefoane, ba de la poliție, ba de la oameni, ce faceți, măi, că omorâți animalele, că le electrocutați. Asta sunt în județul Mureș cel puțin, sunt sute, dacă nu mii, de crescători de animale care au gard electric fără să aibă nicio problemă. Deci, lucrurile astea, dacă le învață corect, sau dacă vorbim de aparatul de mulți, un lucru foarte important, curățirea lui, pentru că pot avea o instalație de mulți, de exemplu, și să nu o întrețin corespunzător. N-am făcut nimic, am degradat tot laptele pe care îl obțin. De multe ori sunt cazuri că mulțul manual obținem un lapte mult mai curat decât mulțul mecanic, pentru că nu exploatăm corect și igienic, mă refer în mod special, o instalație de mulți.